Sâmbătă a avut loc la Coștei faza zonală a festivalului concurs La Dacuzestre. Localitățile participante au fost Belinț, Boldur, Buziaș, Coștei, Criciova, Lugoj, Lugojel, Nădrag, Pietroasa, Racovița, Recaș, Știuca, Topolovățu Mare. Orașul Recaș a fost reprezentat cu succes la categoria coregrafie de ansamblul de dansuri românești Recășana și cel de dansuri sârbești Zveti George din Stanciova. La secțiunea muzicală au participat soliștii vocali Ramona Miheț și Marius Bodea, care au interpretat o doină Hora Mare, Soroc și Ardeleană. Cei doi soliști au fost acompaniați de taraful Recășenii, dirijat de profesor Sebastian Cega, la trompetă, alături de instrumentiștii Adrian Suici, Alexandru Ion Cristi, Cetin Cătălin și Sebastian Lungu. Momentul muzical, reprezentat separat de soliști, a fost o suită instrumentală de folclor timișean din Câmpia Banatului, respectând tematica festivalului. Prestația artiștilor a fost apreciată atât de juriul concursului, cât și de public prin numeroasele aplauze. Sperăm că și rezultatele în urma concursului vor fi pe măsura așteptărilor, deoarece pregătirile au fost făcute prin repetiții, multă seriozitate, dăruire atât din partea soliștilor, instrumentiștilor, cât și a dansatorilor. Iubitorii de dans popular și folclor pot să se alăture ansamblului de dansuri Recășana, care este în căutare de noi membri. Inițiatoarea momentelor artistice este Ramona Miheț, promotor al culturii recășene. Felicitări tuturor celor implicați în transmiterea tradiției în cadrul festivalului. Ne mândrim cu valorile noastre locale, transmit reprezentanții primăriei Recaș.